Peste 4.000 de maghiari au participat ieri la comemorarea secuilor martiri, deși inițial organizatorii au anunțat că se așteaptă la un număr de 40.000 de participanți. Deși inițial Ijac Bolaj, liderul Consiliului Național Secuiesc, a declarat pentru Regio TV Transilvania că se așteaptă la un număr de peste 40.000 de participanți, doar aproximativ 4.000 de persoane au răspuns invitației la manifestarea organizată ieri de Asociația Siculitas. Evenimentul, care a fost intens mediatizat pe rețelele de socializare, a început la ora 16 la Monumentul Eroilor Secui. Printre invitații prezenți au fost președintele Partidului Democrat Catalan, reprezentantul Partidului Național Basc, directorul Alianței Libere Europene și europarlamentarul Laszlo Tökes. Aceștia au susținut discursuri pro-autonomie și au fost aclamați și binecuvântați de participanții la meeting. O parte dintre maghiarii prezenți au venit cu autocarele din țară și chiar din străinătate. Pentru ca vocea să le fie auzită, aceștia s-au înarmat cu steaguri secuiești, tăblițe inscripționate cu numele localităților de proveniență și pancarte cu mesaje, precum "Suntem și noi cetățeni ai acestei țări. Secuii nu sunt imigranți, secuii nu sunt teroriști. Vrem doar drepturi care ne asigură existența. Ținutul secuiesc este parte a României." În timpul manifestării, publicul a scandat lozinci în favoarea autonomiei și împotriva tratatului de la Trianon și au cântat imnul național al Ungariei, urmat de imnul secuiesc. După ce au depus coroane în memoria martirilor, la îndemnul organizatorului manifestării, Ijac Bolaj, liderul Consiliului Național al Secuiesc, aceștia au pornit în marș spre sediul prefecturii, unde au depus o petiție în favoarea autonomiei. Petiția înmânată consilierului prefectului de Mureș, Ioan Iacob, arată că România nu îndeplinește obligațiile asumate la unele documente internaționale și că nu se iau în considerare anumite recomandări ale Uniunii Europene și ale Consiliului Europei. În spiritul celor prezentate, cerem ținutul secuiesc să formeze o regiune administrativă și de sine stătătoare, investită cu competențe specifice. Acest statut de drept public să fie garantat prin lege, legea autonomiei ținutului secuiesc. În vederea adoptării acestei legi, guvernul să înceapă dialog cu reprezentanții legali ai ținutului secuiesc, cu Consiliul Național Secuiesc și cu autoritățile locale secuiești. Guvernul României să respecte necondiționat tratatul bilateral încheiat între România și Ungaria, privind înțelegerea, cooperarea, buna vecinătate, cu atenție deosebită asupra articolului 15/9, prin care părțile se angajează să nu schimbe componența națională a zonelor populate de comunități naționale. Tisztelt Honosság, köszönjük szépen, hogy ma ennyien egybegyűltünk. Remélem, hogy június 5-én még többen el tudunk menni szavazni, és mutassuk meg végre, hogy mennyien vagyunk. Én nagyon szépen megkérem a nagy vezetőséget, hogy ezt a sok cigakodást, ami nap mint nap nem megy az interneten és a sajtóban, meg kéne fejezni, és hogyha vége lesz a nagy összefogás, meg tudjuk mutatni, igen, mennyien vagyunk, és hogy június 5-én az Isten minket megsegít, legyen a magyar polgármester. Köszönöm szépen! Pe durata marșului, traficul în centrul orașului a fost deviat și cordoane ale jandarmeriei au însoțit participanții. Manifestarea s-a încheiat după 3 ore, fără a se înregistra incidente. Acest fapt se datorează într-o mare măsură autorităților locale și mai ales celor militare, care au asigurat și au vegheat bunul mers al evenimentului. Sute de jandarmi, polițiști locali și rutieri, pompieri, cât și cei de la SMURD, au fost mobilizați de la nivel local, dar și din județele învecinate, pentru a lua parte la această manifestație.